Poliția din Berlin a anunțat în această dimineață că urmează pista unui probabil atentat terorist în dosarul camionului care a intrat într-un târg de Crăciun din capitala germană. Persoana decedată găsită în camionul care a devastat târgul de Crăciun, cetățean polonez. Camionul a intrat intenționat în mulțime, făcând cel puțin 12 morți și 10 de răniți. Această dramă amintește prin circumstanțele sale atentatul cu un camion frigorific din 14 iulie de la Nisa, în Franța, de ziua națională a acestei țări. În cursul nopții, ministrul german de interne declarase deja că multe motive sugerează că ar fi vorba de un atentat. Ancheta a fost încredințată parchetului federal, care are în competență cazurile de terorism. Nu a fost dat niciun detaliu despre identificarea victimelor, decât că una dintre ele se afla în cabina camionului, fiind un cetățean polonez. Cancelarul Angela Merkel nu a reacționat pentru moment, dar purtătorul său de cuvânt a indicat pe Twitter că ea este în doliu.